O oră cu o cunoscută influențăriță din România, Emily Burghelea. Aceasta trece prin clipe de coșmar, este în spital după ce a fost implicată într-un accident rutier pe un drum din, atenție, Mauritius. Vacanța din Mauritius s-a transformat într-un coșmar pentru influencerița Emily Burghelea. După mai multe zile petrecute pe insulele exotice, Emily se îndrepta spre aeroport, acolo unde o așteptau soțul și cei doi copii. Urmau să se întoarcă în țară. Vedeta se afla într-un taxi alături de nașa ei. Pe drum, într-o curbă neluminată, un tir a intrat pe contrasens și s-a izbit de taxiul în care se afla Emily Burghelea și nașa ei. Nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața. Apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis, m-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic Tatăl nostru și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin, a povestit vedeta după accident. Emily Burghelea a postat pe internet un videoclip în care apare pur și simplu desfigurată. A suferit mai multe traumatisme la nivelul feței, dar și la nivelul brațelor. Emily Burghelea spune că a fost un miracol că ea și nașa ei au supraviețuit. Fanii vedetei au rămas șocați în momentul în care vedeta a postat pe internet momentul impactului. Aceștia i-au urat însănătoșire cât mai rapidă.